Principiul fundamental de lucru, meditația de revelare a sinelui, metoda introspecției, Atma Vichara. Am învățat să creăm interior atitudinea de analiză a acestor structuri, corpul fizic, senzațiile, emoțiile, sentimentele, structura aceasta psihomentală, gândurile care apar, învățăm să ne detașăm de ele, să le privim din ipostaza martorului. Această analiză este făcută cu putință prin a reveni la această întrebare fundamentală. Cine sunt eu? Există în această întrebare acest concept, eu. Și vom vedea că nu numai tradițiile spirituale urmăresc să definească ce este cu acest eu. Ba mai mult, unele dintre ele sunt foarte fixate pe ideea de a diminua, de a neutraliza influența acestui eu asupra ființei. Întreaga, să spunem, tehnologie a dezvoltării personale pune de asemenea accentul pe acest eu, încercând să-l definească într-un anume mod. Astăzi mi-am propus însă să arăt rolul și semnificația conștiinței individuale în această metodă fundamentală de meditație revelată de Ramana Maharishi. În spiritualitatea orientală, conceptul de eu, sau mai bine spus de ego, este acel concept al personalizării ființei. Da? Deci, ființa, deși este o parte, aș putea spune, circumscrisă pe această orbită a manifestării divine, deci există un nucleu divin, este sinele divin, Atman, care este, de fapt, realitatea ființei, totuși, există această noțiune de eu, care circumscrie, practic, toate experiențele naturii umane. Deci, atunci când noi ne întrebăm pe noi cine suntem, vom vedea că istoria, aș putea spune chiar trecutul, a fortificat în memoria noastră, corelat cu noțiunea de eu, tot ceea ce am trăit ca experiență. Deci noi am fost copii, da? Am avut o familie sau avem o familie, avem anumite lucruri, avem anumite experiențe, avem proiecte, avem idei, deci eu sunt cel care le are, eu sunt cel care acționează, eu sunt cel care doarme, eu sunt cel care mănâncă. Totdeauna încheiem parcă această afirmație a identității, a individualității noastre cu eu sunt ceva sau eu sunt altceva. De asemenea, în diferitele momente de timp, toate experiențele exprimă în raport cu această noțiune de eu. Deci noi facem acum o analiză, o analiză rațională acestei noțiuni. Eu. E bine, toți sunt de acord că procesul acesta al individualizării, având în centrul său eul, va fortifica în timp o noțiune foarte puternică. Da? I se spune ego-ul. Bun. Acum, în procesul acesta al evoluției umane, vom remarca că existența acestor doi poli, polul eului, în care este integrată întreaga personalitate a ființei,
Și mai mult decât atât, întregul proces istoric al devenirii individului, pentru că este o componentă foarte importantă, în noțiunea de eu se regăsește întreaga devenire temporală a ființei. În această cauză, ea este foarte puternică, pentru că ne este foarte greu să uităm cine suntem noi în raport cu experiențele frumoase, în raport cu experiențele mai puțin plăcute ale trecutului. Noi am suferit, noi ne-am bucurat. Noi am iubit, noi am fost trădați. Da? Fiecare în parte. Da? Deci, suntem foarte fortificați și ne reprezentăm lumea, mereu, lumea exterioară, în raport cu noțiunea de eu. Eu am fost cândva prezent în acel context care a fost prielnic sau cum a fost prielnic evoluției mele. Da. Deci, suntem atât de mult fortificați în această noțiune a eu-ului, încât, de la un anumit moment dat, analiștii căilor spirituale, și mai mult decât atât, să nu le spunem numai analiști, analist e un cuvânt frumos al zilelor noastre, dar au fost cei care au studiat foarte profund metodele evolutive, cele care puteau să conducă ființa în mod real spre centrul esențial al naturilor lăuntrice, care este sinele. Mulți au văzut în fortificarea aceasta a eului, a individului, și principalul obstacol în a permite o evoluție pe orbita centrală a sinelui. Noi am vorbit, alaltă și chiar și ieri, am vorbit despre faptul că există practic doi poli. Da. Fiecare pe rând își exercită puterea de influență. Temporal vorbind. Unul se dezvoltă mai târziu, ca urmare a unei anumite intuiții ce provine dintr-un substrat mai profund. Și în general, în cazul căutătorilor spirituale. Această noțiune de suflet care începe să trezească, în care se reflectă din ce în ce mai mult această lumină a sinelui. Da? Sufletul nostru ajungând să reverbereze din ce în ce mai mult pe această orbită a conștiinței sinelui. Pe de altă parte, celălalt pol, în jurul căruia gravitează întreaga structură psihomentală a ființei și care permite, aș putea spune, densificarea naturii umane în jurul unei noțiuni, aș putea spune totuși iluzorii, cea a egoului, este această noțiune de eu. Deci, nu putem trăi în două lumi simultan, cum s-ar spune. Într-o lume dominată de conștiința egoului și într-o lume care aparține, de fapt, realității implicite a sinelui. Da. Nu se poate. De această cauză, multe tradiții spirituale vorbesc despre necesitatea de a te debarasa, de a anihila influența atât de perturbatoare a egoului, care se face mai ales simțită prin continua activitate a minții. Ea este, aș putea spune, principalul motor și toată conținător de memorie care a fortificat această noțiune. În această cauză, multe căi spirituale, în contextul pe care l-am prezentat, urmărește ce? Să producă o liniștire a minții, astfel încât unele amprente, adeseori foarte puternice, care s-au fortificat pe măsura dezvoltării istorice a eului, să înceapă să nu mai fie active. Așa încât acest turbion mental legat de noțiunea eului și a egoului, care sunt în această idee una și aceeași, reflectă unul și același aspect, să nu mai fie active. Da? Și atunci, însăși starea de eliberare spirituală, starea de yoga, a fost definită ca încetarea fluctuațiilor mentale în raport cu conștiința individuală. Da? Și atunci, evident că a propune o metodă, chiar și analitică, introspectivă, prin care reușim să ne detașăm din ipostaza martorului, de toate structurile pe care mintea l-a fortificat în raport cu existența egoului,
toate aceste metode meditative devin semnificative. Da? Prin intermediul lor putem să punem mintea într-un palier de observație, în așa fel încât să sesizăm legătura aceasta constantă a ei cu ceea ce noi am crezut până acum că suntem. Da? Și începem să ne dăm seama că putem exista și într-un palier al minții care nu este conectat la această noțiune a eu-ului. Și aș vrea, în acest sens, să vă prezint firul acesta analitic pe care îl oferă Ramana Maharishi, oferindu-vă câteva orientări din lucrările sale cu privire la această metodă a introspecției. Aș vrea să rețineți de asemenea că noțiunea de aham înseamnă, este aham vritti, mai bine spus, este această impregnare puternică a simțământului eu-ului, sau a ego-ului, mai bine spus, este o tatvă și iarăși se justifică aici să vă explic ceea ce este tatvă. Există o concepție cosmologică, practic procesul evolutiv a avut loc de sus în jos. Și în procesul evoluției conștiinței, care, din care emană, ca dintr-o sursă, toate palierele creației, unul dintre aceste paliere este, evident, natura umană, care este structurată pe diferite niveluri. Apare un proces de individualizare, apariția lui aham, da? A eu-ului, și o densificare acestei conștiințe, care începe să se identifice cu toate elementele care sunt structurate și sub, sau de la începând cu momentul acesta al apariției acestei cărămizi, între ghilimele, fundamentale a creației naturii umane. Aham apare pe un palier. Da? Începând de la această apariție a simțământului individualizării, de acum toate experiențele sunt asumate în eu și al meu, sau eu și pentru mine, eu sau mie. Eu sunt aceasta și sunt aceasta. Acestea toate sunt ale mele. Da? Deci, este foarte greu, altfel, să simți că te manifesti ca entitate fără a, sigur, a asigura condițiile acestei definiri. Da? Și prima dintre ele este această noțiune a ego-ului. Ahamkara înseamnă cel care produce eu-ul. Este ca o impregnare. Cel care produce simțământul individualizării. Dar ceea ce este de asemenea foarte interesant este că de la o anumit, să spunem așa, etapă evolutivă, de la un anumit moment evolutiv, în jurul acestei noțiuni a eu-ului, se dezvoltă un concept care este cumva mai aproape și toată puțin mai subtil și chiar puțin mai evoluat. Este cea a definirii sufletului individual. Jivatma, cum se spune. Jiva înseamnă ființă încarnată. Sufletul ființei încarnate. Da? Și în această noțiune, da, această noțiune se află puțin mai aproape de definirea mai exactă a unei vieți interioare, care de asemenea caracterizează natura umană. Deci avem eu și al meu, avem acest simțământ al individualizării, care devine parcă din ce în ce mai complex și mai deschis ca noțiune, integrând întreaga desfășurare și a vieții interioare a ființei. În ceea ce numim generic sufletul individual, jiva. Pe măsura evoluției naturii umane, sufletul individual începe să se extindă, între ghilimele, să împrumute, dacă vreți, sau să fie din ce în ce mai deschis spre a percepe ceva din natura eternă, din natura sublimă, din lumina chiar cărăuzitoare a sinelui divin Atman. Deci avem trei noțiuni. Eu, Aham, avem Jivatma și avem Atman, sau inima spirituală. Da.
Și chiar le putem pune pe o anumită treaptă. Da. În realitate, ele însă sunt concentrice una altea. Este exact precum o sferă care, în partea cea mai de suprafață, care ocupă aproape întregul câmp al conștiinței individuale, este noțiunea de eu și al meu, care își judecă pe această sferă toată experiența, în lăuntru, aș putea spune, dar impregnând această sferă mai densă, se află tot ceea ce se imprimă și în sufletul individual ca experiență. Da? Și mai mult decât atât, în lăuntru, și mai în lăuntru, mult mai subtil, este acea realitate esențială a naturii umane. Sinele. Atman. Este evident că nu am putea, din această perspectivă a unității totului, să încercăm, și ar fi un demers de asemenea iluzoriu, să încercăm să eliberăm aceste structuri una de cealaltă. Ele vor coexista atâta timp cât natura umană se află în viață. Da? Ele vor continua să existe. Chestiunea care se pune este de influența pe care o are asupra ființei aceste forțe. O forță care provine din dimensiunea oarecum de suprafață a sferei, care este personalitatea, toată această istorie, toată această memorie legată de trecut, care plăsmește chiar și clipă de clipă structura ego-ului nostru, da? Și apoi cum urmărim să evoluăm în acest nucleu al personalității noastre, evident, făcând anumite modificări în bine, până la ajunge să reverberăm din ce în ce mai mult sufletește la ceea ce reprezintă cumva o realitate căreia să-i corespundem. Pentru că există această intuiție. Sufletul mereu primește, da? Mereu primește, chiar și dacă nu este foarte, foarte atent la aceasta, mereu primește această lumină. Exact precum Pământul nostru primește o lumină de la astrul solar. Tot timpul, sufletul nostru primește de la această sursă esențială din sine, primește călăuzire. Noi poate nu suntem suficient de atenți. E bine, o metodă introspectivă, chiar și rațională, pornim din conștiința mentală, la urmă, într-o meditație de tipul acesta. Da? A pune întrebarea cine sunt eu, nu o pui din starea supramentală, dintr-o stare transcendentală, o pui din acest moment, din acest palier al ființei, pornești cu această întrebare din conștiința mentală. Da. Și înțelegi de la un anumit moment dat că minții raționale îi se cere vreun răspuns la această întrebare. Pentru că mintea rațională nu poate decât cel mult să-și imagineze cum stau lucrurile sau să extragă din conținutul trecutului elementele care au definit până acum acest eu și să le spun. Toate aceste răspunsuri, dacă ar apare în, ca discurs mental într-o meditație, nu ne-ar schimba cu nimic. Da? Chiar dacă nu ne-am întrebat cine sunt eu și am spune, sunt o ființă spirituală, am vedea că în continuare este un tip de răspuns care vine din minte. Ne justificăm de ce considerăm că suntem o ființă spirituală, pentru că, nu știu, căutăm adevărul ființei noastre și începem să ne jucăm cu niște noțiuni, continuând firul gândurilor, sigur, puțin mai elevat, dar nu este nicio semnificație aici legată de detașarea față de acest concept. Da. Deci, întrebarea cine sunt eu se pune și apoi urmează să ne adâncim în această pauză, rămânând între cele, rămânând în acea liniște care devine gradant, revelatoare.
nu este cazul să fantazăm sau să ne imaginăm. A rămâne în simpla tăcere, detașați de această noțiune a eului, care pentru prima oară nu trebuie să dea ea un răspuns. Dar totuși este foarte interesant că noțiunea eului rămâne importantă aici. Pentru că, vedeți, în această noțiune putem lăsa eul, sentimentul acesta al existenței ființei, să apară ca o certitudine. Pentru că putem simți faptul că trăim și că noi existăm, chiar și dacă nu există deocamdată un răspuns la această întrebare. Cine sunt eu? Sentimentul existenței pure poate să dăinuie și dacă nu există o minte care să identifice în existența aceasta vreo experiență. Da? Și a rămâne doar prezent, conștient de existență, în această stare de prezență pură, eul lasă loc luminii sinelui, lasă loc prezenței inefabile a sinelui să se exprime într-un anume fel. Poate că exact tăcere, exact această stare de abandon în tăcere este pentru prima oară percepută ca o stare de a fi. Da. O stare care nu este identificată prin ceva, nu este condiționată de ceva anume. Și pentru prima oară căpătăm, aș putea spune, o nouă impregnare interioară cu privire la o anumită realitate. Realitatea care exprimă pura existență a ceva. Nu contează și nu este important acum să definim. Noțiunea de acum ne ajută. Dar există ceva. Devenim conștienți de o existență necondiționată care este cea a unei realități. Dincolo de ceea ce a fost mai înainte perceput de minte ca fiind ceva. Deci, noțiunea de eu rămâne importantă și în această cauză nu trebuie să creăm false sugestii de tipul este important să diminuăm ego-ul. Da, dar ego-ul va cădea, cum se spune, de la sine sau își va înceta prezența dacă lăsăm ca manifestarea sinelui să apară. Da. Nu este nevoie să creăm linii false de integrare spirituală prin a gândi permanent că ego-ul este un obstacol, că este o luptă de dat aici pentru a anihila, pentru a neutraliza, pentru a diminua, pentru a da la o parte acest obstacol și noțiunea aceasta de eliberare spirituală, de fapt, să fie centrată în jurul a ceva care este iluzoriu. Eliberarea spirituală nu se obține prin eliberarea de ego. Da. Nu. Nu se pune așa problema. Eliberarea spirituală este simultană cu tot ceea ce există în această creație. Nu este ceva, din această cauză se și spune că momentele de revelație nu sunt totuși rupte de ceea ce exprimă, să spunem așa, sau a fost exprimat în întreaga istorie a devenirii ființei umane. Chiar și dacă toate experiențele au fost adjudecate și de ego, faptul că o ființă umană atinge eliberarea, am putea considera că tot ceea ce a fost până acolo a ajutat cumva procesului eliberării, mokshei. În această cauză se spune moksha și samsara, deci realitatea lumii fenomenale, adeseori iluzorii, da, sunt împreună. Da. Moksha are loc în samsara. Nu este într-o altă zonă, într-un alt spațiu, într-un alt timp, unde există numai realitatea sinelui.
putem vorbi despre eliberare numai în raport cu samsara. Da. Și deci, în raport cu samsara, toate experiențele lumii fenomenale se raportează la eu. Da, la eu. Și atunci, demersul spiritual, chiar foarte pur, pe această cale Advaita, pe care am mers și Ramana Maharishi, este a elimina într-adevăr din această noțiune ceea ce devine condiționant, da, și a lăsa natura umană să se scufunde de fapt în purul eu, în asmita, în acel eu sunt primordial. Da. Acel eu sunt, acea trăire pură care exprimă prezența. Și nu eu sunt ceva sau altceva, nu eu sunt sau voi fi în viitor condiționat de ceva anume, și nu eu sunt liber sau eu nu sunt liber. Este un eu sunt degajat de orice altceva, accentul căzând acum pe stabilizarea în acest în simțământul purului eu, care eu va reflecta din ce în ce mai mult prezența, lumina, adevărul și realitatea lui Atman, a sinelui. Deci, iată, apare un fel de, aș putea spune, sublimare a noțiunii de eu, o sublimare a egoului într-un plan al existenței care lasă loc revelații unei realizări prin faptul că începem să definim existența ca o stare pură de a fi necondiționat. Și aceasta poate să aibă loc în meditație. Am făcut această analiză rațională, mentală, care vă poate fi de folos, mai mult sau mai puțin, pentru a pune într-un raport corect această noțiune a egoului. Pentru că veți întâlni în multe cărți, în multe tratate, accentul în procesul evolutiv căzând pe intenția aceasta fermă de a călca parcă în picioare, chiar de a îl face de râs pe acest ego care apare mereu și mereu la suprafața minții conștiente. Dar nu putem continua în felul acesta, pentru că, până la urmă, dorința de a anihila ego-ul, vreau să vă spun, vine tot din ego. Nu are de unde să vină din altă parte. Dacă ar veni dintr-o realitate superioară ca cea a sinelui, nu s-ar exprima așa niciodată. Pentru că sinele este atot cuprinzător. De ce ar veni sinele să spună anihilează ego-ul? În primul rând că sinele este totul. Sinele este etern. El nu se simte amenințat de nimic. Cineva care s-ar simți amenințat de ceva ar zice dă-l la o parte pe acesta pentru că nu mă văd eu suficient de bine. Sau, uite, a acaparat complet, spune sinele divin, Atman. Uite, egoul ăsta a acaparat complet conștiința naturii umane, săraca, și eu acum vreau să o salvez. Nu. Sinele divin nu vrea nimic. Sinele divin există pur și simplu. Da. De ce ar vrea ceva? Da. Vă spun toate acestea pentru că fac această analiză personalizând puțin noțiunea de sine divin pentru a vă fortifica într-un anumit plan al credinței. Sinele divin, scânteia divină, realitatea lui Dumnezeu în noi există pur și simplu. Și niciodată nu se raportează la ego. În schimb, o parte din ființa noastră, partea aceea oarecum mai intuitivă și chiar mai deschisă în plan evolutiv,
mă refer la minte și chiar la un fel de intelect discriminativ, da, capabil de a pune în balanț just, observă de foarte multe ori cum stau lucrurile și zice, uite, dacă nu eram acum atât de umflat, dacă nu vroiam acum să-mi ajute toate experiențele, dacă nu mă consideram eu subiectul întotdeauna, buricul pământului, parcă n-aș fi suferit atât. Ce ar fi să nu mă mai identific atât de mult cu instinctul acesta de individualizare? Ce ar fi să las puțin mai jos acest orgoliu? Nu? Deci apare ceva de gen compensator, da? Ceva care vrea să regleze lucrurile. Dar aceste elemente vin tot din minte, dragile. Da? Tot din o conștiință a ego-ului. Ego care mai înainte ne punea în problema să-l eliminăm, să-l anihilăm. Pentru că el obstacula procesul evolutiv. Da? Înțelegând în această lumină rolul conștiinței individuale, putem spune ca o concluzie că el este chiar formator și definitoriu până la o anumită etapă evolutivă. De altfel, este o tablă fundamentală, este o cărămidă, este o matrice fundamentală. Începând de la el, evoluția se manifestă într-un anume mod, odată cu apariția sa. Dar trebuie să vedem în ce măsură folosim înțelept și integrăm existența în raport cu această intenție a ego-ului de definire. Dacă lăsăm întregul proces evolutiv, întreaga, să spunem, intenție de autodefinire minții, evident se plăsmuiește această structură falsă, care este o structură iluzorie. Da? Da. Și din această perspectivă ne putem da seama că el este umflat precum un balon în care suflăm constant gânduri, idei, emoții, senzații, toate adjudecate în acest balon care devine al meu, balonul experienței mele personale sau sfera experienței mele personale, fortificată în trecut, care are legătură acum cu prezentul, prezent în care fac anumite lucruri pentru ca acest balon de suprafață al personalității să subziste în condiții cât mai bune. Deci, permanent făuresc și viitorul în raport cu această noțiune umflată a ego-ului. Da? Dar este foarte interesant că, la fel cum am construit toată această sferă, noi o putem și sparge. Constatând că totul a fost chiar iluzoriu. Constatând că putem exista și separat de această noțiune. Constatăm că această noțiune a ego-ului este chiar un concept. Și mai mult decât atât, în anumite meditații și chiar în acest dialog pe care îl facem acum, vreau să vă inspir să vă deschideți față de această intuiție că este o falsă credință, este un aspect iluzoriu să credem în acest ego. Într-adevăr, este o experiență care are loc, da? Putem vorbi chiar impersonal, da? Ființa este înzestrată cu conștiință, da? Manifestarea ființei noastre se produce de cele mai multe ori condiționat de anumite evenimente, da? De ce aș spune, dau un exemplu, de ce aș spune că îmi este foame? Este foamea mea. Am putea spune, datorită unor condiții la nivelul stomacului, apariția unor sucuri gastrice mai intense generează o anumită senzație de care aș putea spune creierul meu devine conștient și reactiv și generează un fel de gând. Bun, a venit acest gând al foamei. Cui a venit acest gând? Prima intenție este să spune mie, să individualizăm mie. Da? Dar putem spune cine este acest? Da? Cui până la urmă? Cui? Cui a venit? Cui? Realității? Din noi? Nu. Un plan. Unui subplan. Unui structuri. Da. Exact cum, de exemplu, auziți pe cineva că râde, așa cum auziți pe cineva că râde și vă întreabă cineva, dar cine râde? Pe cineva din stânga. De la o casă râde. Da? Bun. Cine a auzit? Eu am auzit. Dar în acest moment încă dumneavoastră sunteți puțin separat de cel care a fost auzit râzând. Da? Sunteți separat de cel care a fost auzit râzând. Bun. A fost cineva
și anume eul, care își ajudecă experiența senzației, a percepției senzoriale, da? Și care chiar recunoaște pe vecinul care a râs. Dar poate să fie și numai o minte perceptivă, un simț auditiv, care percepe toate aceste lucruri. Fără a adjudeca experiența în jurul eu. Încerc să vă fac să înțelegeți că este destul de ușor, chiar și pe cale rațională, de a demonta niște mecanisme care fortifică această noțiune. Acest eu. Nu înseamnă că eul nostru, fundamental, acel eu sunt, nu va continua să existe. Va continua să existe. Dar el este eliberat. El este degajat. Da. Încercați să vă surprindeți, aici este un sfat chiar practic, încercați să vă surprindeți din ce în ce mai la distanță față de ceea ce până acum era judecat ca o experiență personală. Încercați să definiți mai clar chiar limitele, granițele acestei experiențe. Nu? Sigur, este mai ușor în limbaj, dar chiar și limbajul poate să fie modificat. Pentru că limbajul exprimă, de fapt, elemente de foarte multe ori constituite într-un ansamblu de pattern-uri, de reacții mentale și comportamentale. Da. Da. Și mereu când vorbim despre eu și al meu, mereu când suntem întrebați cine sunteți dumneavoastră, mereu vă amintiți numai de lucrurile materiale și de experiențele senzoriale și de aspectele emoționale, sentimentale? Eu cred că este o încercare mult prea palidă de a vă defini ființa. Sigur, o puteți face în raport cu o altă persoană. Sunt sau... Dar puteți spune, am sau... Nu? Numele meu este acesta. Deși și numele nu reflectă în totalitate și nici nu poate să reflecte ceva din ceea ce reprezintă esența realității dumneavoastră. Deci sunt concepte pe care le folosim, sigur, conjunctural, încercând să stabilim nivelul acesta de... să corespundă, de fapt, convențiilor și elementelor de prejudecată socială și de integrare așa cum sunt ele făcute acum, în ziua de astăzi, încercăm să fim, să dăm răspunsuri consensuale și să stabilizăm relațiile cu semenii noștri, dar, sigur, aceasta o facem prin această noțiune a eului nostru integrat în diferitele manifestări, dar, în egală măsură, ați putea să fiți foarte fortificați sau să începeți să vă fortificați într-o credință fermă că există o stare de pură existență a eului dumneavoastră necondiționat. Eu care exprimă din ce în ce mai mult o realitate, o prezență continuă, aș putea spune o manifestare eternă a sinelui. Că sinele divin este nemuritor. În raport cu conștiința individuală, e adevărat, noțiunea egoului slăbește la un moment dat, la încheierea unei vieți, evident, nu mai există această legătură și ființa începe să-și o structureze progresiv după ce apare din nou în viață, într-o nouă naștere, și începând cu vârsta de 2 ani, începe să densifice, cam 2 ani, începe să densifice această noțiune a eului. Experiențele fiind circumscrise individualității acelui copil. În schimb, realitatea sinelui fiind continuă, veșnică, este mai bine să urmărim în timpul existenței mature, să creăm, să spunem așa, atitudinea de raportare la această prezență pură, veșnică, care este totodată capabilă de a reflecta în sufletul naturii umane și de a trezi intuiții superioare. Pentru că simțământul, de exemplu, acesta al unității provine, de fapt, din
din sine divin. Simțământul acesta al integrării într-o unitate a existenței, chiar și prin noțiunea aceasta simplă a egoului, vine totuși din sinele superior, Atman. Aici, în mic, în manifestarea individuală a ființei, avem de asemenea o primă intuiție a unității ființei cumva, dar prin acel eu și al meu. Încercăm să definim un fel de unitate concretă și existența pe care o trăim se folosește de această noțiune. Eu și al meu. Toate experiențele ființei sunt scrise acestor două noțiuni. Și cum vă spuneam, vreau să vă prezint acum, într-un mod mai succint, ceea ce v-am prezentat. Prin urmare, Ramana Maharishi nu neagă sau ignoră conștiința individuală, ci afirmă că tocmai investigarea naturii sale esențiale ne poate conduce către această revelare a Sinelui Suprem. Acest gând, spune el, eu consideră că acest gând este gândul primordial, cel de la care se pot naște ulterior toate celelalte. Gândul eu provine însă din realitatea sinelui, Atman. Și Ramana Maharishi a pus în corespondență această noțiune de eu cu acel punct aflat în zona pieptului, la o lățime de deget spre dreapta, față de mijlocul pieptului. De aici, atenție, din zona pieptului, gândul eu sau aham, conștiința pură a individualității, se ridică către creier și creează identificarea cu corpul. Ramana Maharishi vorbește despre existența unui nadi, a unui canal subtil de energie, denumit Amrita Nadi sau Atma Nadi, deci canalul subtil al sufletului, Atma este suflet, prin care conștiința purului eu se ridică spre zona creierului. Astfel apare ideea. Eu sunt acest corp. El creează apoi iluzia că există o minte sau un eu individual care se înlășluiește în corpul fizic și care controlează toate gândurile și acțiunile corpului fizic. Într-adevăr, dacă urmărim ceea ce se petrece în cazul unui nou născut, observăm că el se identifică mai întâi cu corpul său și ulterior cu mintea. Gândul eu sau aham realizează aceasta identificându-se cu toate gândurile și percepțiile care se manifestă în corp. Iarăși, ideea aceasta că eu fac aceste lucruri, eu gândesc, eu acționez, eu vorbesc, eu simt. Astfel, ideea că suntem o persoană individuală, cu un întreg univers interior de gânduri, senzații, sentimente, cu care ne identificăm temporar, este generată și susținută de gândul eu, aha, și de obișnuința de a ne atașa în mod constant de toate aceste gânduri, sentimente și senzații care apar. Ideea fundamentală pe care se bazează însă metoda introspecției lui Ramana Maharishi este că putem inversa acest proces. Izolând gândul eu de toate gândurile și percepțiile cu care el se identifică în mod normal. Merită să reținem această idee a inversării procesului obișnuit de identificare a conștiinței individuale cu diferitele gânduri, stări, senzații, emoții. Și resorția tuturor acestor tendințe în purul eu. În acest caz, energia care ascensiona pe Amrita Nadi, din zona centrală a pieptului, o lățime de deget spre dreapta, spre creier, își inversează sensul. Prin aceasta, sentimentul eului
se reîntoarce în zona pieptului pentru a fi resorbit în inima spirituală. De acolo de unde el a provenit. Prin urmare, conștiința individualității își manifestă tendințele de identificare cu diferite gânduri, sentimente sau obiecte, atât timp cât energia din anuita nati, asociată cu sentimentul eu-ului sau gândul eu, ascensionează și se menține în creier. Odată cu resorpția ei în inima spirituală, această tendință de identificare treptat dispare. Din această perspectivă putem înțelege semnificațiile tuturor acestor îndemnuri de a aduce mintea în inimă, de exemplu, de a coborâ mintea în inimă, cum este în isihasm, în tradiția creștină sau în tradiția sufită. Ramana Maharishi consideră că însuși gândul eu este, de fapt, ireal și își manifestă existența doar prin identificarea cu alte gânduri asociate. El afirmă că dacă am putea tăia legătura dintre gândul eu și toate celelalte gânduri cu care el se identifică și chiar se fortifică, atunci va rămâne doar gândul eu în starea sa pură, deci purul eu sunt, da? Într-un mod necondiționat, o afirmare a prezenței pure a sinelui. Treptat, însuși gândul eu, pura conștiință individuală, nepătată de identificarea cu altceva, va slăbi în intensitate și, în final, chiar aceasta va dispărea. Deci, în final, chiar și gândul eu sau purul eu sunt va dispărea. Ramana Maharishi sugera că această transformare ar putea fi făcută păstrând gândul eu, cu alte cuvinte, sentimentul interior de eu sau purul eu sunt, excluzând toate celelalte gânduri. Și există posibilitatea de a medita în felul acesta, stabilizându-ne în, ar putea spune, în simțământul purului